Obiceiul mutatului de Sfântul Dumitru sau bucureștean mutăți cuibul. Dacă un bucureștean al zilelor noastre ar nimeri din întâmplare pe 25 sau 26 octombrie prin capitala anilor 20-30 ai secolului trecut, ar fi surprins de peisajul neobișnuit care i s-ar perinda prin fața ochilor. S-ar crede mai degrabă direct la Mărcuța sau la spitalul nou, la spitalul de boli nervoase al doctorului Obregia, proaspăt înființat în 1923 la marginea Bucureștilor. Asta pentru că de două ori pe an, de Sfântul Gheorghe și de Sfântul Dumitru, bucureșteanul își lua lumea în cap și casa la spinare. La propriu, căci în preajma acestor date se legau, rupeau sau refăceau contractele de închiriere, iar oamenii își luau tot avutul pe sus și îl mutau în altă parte. Tot pe 23 aprilie și 26 octombrie se reînnoiau înțelegerile dintre slugi și stăpâni, precum și dintre cei care dădeau și primeau cu împrumut, meșterii își luau ucenici noi ca să învețe tainele meseriei, iar bucureștenii mai înstăriți își aduceau servitori în casă. Obiceiul mutatului era vechi în capitală și cu origini incerte. Cert este însă că în apropierea Sfântului Dumitru orașul începea să fiarbă sub asaltul chiriașilor și al afișelor cu închiriez și de închiriat, lipite de proprietari pe garduri și la ferestrele caselor. Mai ales că în perioada interbelică, odată cu afluxul de provinciali din capitală, cererea crescuse exponențial. Cât vedeai cu ochii anunțuri de tot felul. Se închiriau case mici și simpatice, în întregime sau doar câte o odaie, case impunătoare sau case de mahala, dărăpânate și umede, case de mic negustor cu prăvălie la parter sau case de mic boier cu budoar și fumoar, case de vază sau chiar case bântuite. Și fiecare se muta cu ce putea, cu camionul, cu trăsura sau cu roaba. Politicienii nu stăteau nici ei degeaba. Dacă cetățenii își mutau bagajele sau gândul că ar putea să o ducă vreodată mai bine, oamenii politici se mutau și ei în alt partid. Nici politicienii nu se lasă mai prejos. În noile conjuncturi ei își mută dintr-un partid în altul domiciliul politic. Asta se numește în limbaj curent aviație politică. La modă, prin anii 30, era să te muți la blockhouse. Asta da emancipare. Să ai vecini nu doar la dreapta și la stânga, ci și deasupra și dedesubt. Să stai la presat în cutie, să stai cu vecinul pe cap de dimineața până seara, să stai la înălțimea mețitoare. Ciudate vremuri, mon cher. Să mai ai și apă curentă și caldă, telefon și salon. Asta e prea de tot. De calorifer, ce să-ți mai spun? Pentru modernitate trebuia însă să faci sacrificii. Vreo 80.000 pe an. Mii de lei se înțelege, nu de sacrificii. Deși și acelea sunt câteva sute, numai câte prăjituri la capșa și câte sticle de șampanie mod intrau în banii aceia sau câte trufandale mâncate la grămadă la băcănia lui Niculescu, mare pișichier cu caviar și bomboane sușard, numai bune de sucit mințile cucoanelor. Că tot veni vorba de cucoane. Dacă te mutai cu toată familia, cu cățel și cu purcel, apoi ele erau conducătoarele de oaste. Cel puțin așa ne spune un jurnalist al Ilustrațiunii Române. Leana Slujnica e pe capră lângă surugiul mustăcios și înfipt și ține în brațe abajurul familiei primit de la nașe cu prilejul cununiei acum 20 de ani și mai bine. E simbolul unirii și integrității familiale, prețios nu atât prin ce valorează, cât prin ceea ce presupune și amintește, împreună cu tingirea de dulceți și serviciul de cafea cu lapte, desperecheat în cursul conflictelor ce au frământat fericitul menaj. La margine, ca după un dric cu mort sărac, merge doamna, care nici în această excepțională împrejurare n-a renunțat la pălăria ei cu pană semeață. Dânsa supraveghează să nu piardă o oață. Dânsul poartă pendula, din ale cărei corți moarte, picură din când în când sunetele dogite de clopot depărtat. Însă degeaba stătea cu coana cu ochii aprigi pe cortegiul de mobile și nimicul. Tot se lăsa Sfântul Dumitru cu pagubă la casa omului. N-ai ce-i face. În săptămâna Sfântului Dumitru vezi camioane parcurgând străzile capitalei, asemenea unor cămile uriașe și supraîncărcate cu bagaje de tot felul și de toată mâna. Mutatul echivalează cu un incendiu din care salvezi ce poți și cum poți. Bilanțul unei mutări este simplu. Picioarele scaunelor rupte și descleiate, o oglindă spartă, două vase de flori ciocnite,
colțurile garderoabelor rupte și încolo mai nimic. De-abia când începi aranjamentul, constați că specialiștii pe care i-ai chemat să te mute omenește ți-au spart jumătate din mobilă și ți-au șterpelit lucruri de preț. Săptămâna Sfântului Dumitru era numită și Săptămâna Patimilor, pentru că nu exista, pentru interbelici, pătimire mai cumplită decât mutatul. Unde mai pui că după 3, 6 luni, un an sau 3, trebuia Sisif modern să o iei de la capăt? Despre invazia anunțurilor, a chiriașilor și hazul unora dintre situațiuni au scris în stilul caracteristic cei de la revista Furnica, înainte de criza locuințelor din perioada interbelică. Pe la 1911, mai precis în fiecare an, o lună înainte de Sfântul Dumitru sau Sfântul Gheorghe, majoritatea clădirilor din București se îmbolnăvește subit de o boală curioasă ce se manifestă printr-o mulțime de pete albe, roșii sau vinete. Pete în patru unghiuri, ce le ies pe fațadă toate având scrise pe ele numele urâcioasei boli, de închiriat. Și toate, contrariu celor ce se petrec între femei, își detaliază boala, una mai scârboasă ca alta. Una, de exemplu, se laudă că are salon de primire în față și cu curte în spate. Altele, dându-și fose de cucoane mari, nu se sfiesc de a înștiința trecătorii că murdăria de care suferă le obligă să aibă baie în casă. Plus că o sumedenie din ele sunt bolnave de hidropizie, având apă la subsol. Cel mai nostim anunț l-am găsit la bariera unei lungi strade amenințată că în curând să devie o a doua cale a Victoriei. Biletul roșu conținea: de închiriat, 5 camere, 2 antreuri, apă în curte, bucătărie, pivniță și baie, casă modernă cu tot confortul, cimitirul Sfânta Vineri la 100 de metri depărtare. Dumnezeu să mă ierte, dar iată o casă cum nu se poate mai potrivită pentru instalarea unui mic sanatoriu de tuberculoși. Ce zarbă, ce înjurături, ce zgomote de moșteniri de familie sparte, rupte sau îndoite. Spectacolul mutatului de Sfântul Dumitru trebuie să fi fost impresionant. Odată cu venirea comunismului, obiceiul însă se va pierde. Doar anii 80 au mai pus la cale un spectacol al mutatului, de data asta sumbru și forțat, în care bieții bucureșteni erau marionetele unui păpușar ce îi muta de la casă în blocurile ceaușiste. Ce tristețe pentru noi, cei de azi, să nu mai putem vedea Săptămâna Patimilor bucureștene cu tot alaiul ei de haz, nenoroc și viața autentică. Mai întâi că ne-am mutat și noi, nu în alt loc, ci în alt timp.